Petru, bine ați venit! Ce faci la parte? Declară cu ochii! Păi am un dosar care nu se rezolvă și... Ce dosar? Un dosar cu... Păi se știe foarte bine de conflictul meu care l-am avut cu fostul antrenor Politehnicii Timișoara, cu Valentin Velcea. Un dosar care văd că nu face pași înainte și pe care sper să-l urgentez. Nu știu, am venit să văd ce se întâmplă pentru că nu avem nicio înștiințare. A trecut câțiva ani de zile, câteva luni, ne-au înștiințat că o să fim chemați la audieri, la înfățișeri, la confruntări și nu s-a întâmplat nimic. Și am venit să văd ce se întâmplă. Adună-mi minte de scandalul ăsta, ce s-a întâmplat. Păi e vorba de scandalul cu niște terenuri pe care eu le-am cumpărat și care consider că am fost victimă și am fost tras pe sfoară. În ce fel? Cu ce te-a prejudiciat? Păi cu o sumă mare de bani. Pe mine și pe Cristian Dancea și acum așteptăm să vedem ce face parchetul. Cât de mare e suma asta? Ba, mulți, mulți. Până într-un milion de euro? Nu, mai puțin, dar bani mulți. Acum depinde de... Te raportez la omul normal, sunt foarte mulți. Raportez la miliardar, sunt foarte puțini. De ce ți-a spus cu terenurile? Că sunt la regulă? Păi că sunt foarte bune, că sunt bune pentru revânzare. În schimb s-au dovedit niște terenuri simple, agricole, în mijlocul câmpului, care nu au nicio cea mai mică valoare. Tu vrei să dezvolți imobiliare în zona sau? Da, mă gândeam că sunt bune pentru dezvoltare imobiliară, în schimb nu sunt bune de nimic. Te-ai constituit parte civilă? Da. Tu și? Cristian Dancea. Bun, mersi. Mersi. De unde era pachetul dosarul ăsta? Gata. Da. Bun, gata, am făcut. Am vorbit, mersi. Ne-am făcut publicitate acum.